Vă salut! Suntem 14 aprilie 2014 și am venit astăzi să lipim niște faguri, să băgăm faguri la crescut. Am fost ieri la stupină. Și am văzut crescături. Bine, n-am mai trecut de 2 săptămâni pe aici. Le-am pus ceva rame. Mai exact ramele de după diafragmă. Le-am băgat în cuib. Cuiburile erau cam blocate. Am văzut că au și adus nectar. Nu știu de la ce o fi. Ieri a fost sărbătoare, florile. Cu ocazia asta le urez la mulți ani tuturor florinelor și celor care poartă nume de flori. Și m-am uitat prin cuiburi, de cât le-am trecut ramele de după diafragmă. Am zis să nu muncesc prea mult. Astăzi m-am trezit de dimineață. Am sărit peste muncă. Am dat lovit, mai exact, și am venit aici. Întreba Florin la comentarii ce tensiune am eu pe firele astea de să lipești așa greu. El a zis că în 2 secunde i-a tăiat fagurile. La mine merge destul de greu. Cred că am mai mult de 10 secunde. Cam așa se prezint. Sârmele sunt intrate fără probleme. Am zis să desfac. Am zis să desfac aparatul meu super complicat de lipit faguri. Că poate nu mă crede. Ia să vedem noi, să vede ceva, să vede. Asta e calculatorul. La vremea lui era ceva super. Asta e o placă de captură TV. E la rezervă aici. Toblărăi, prostii.
Asta e cablul după placa de bază. Alte cabluri, alte cabluri. M-am chinuit atunci un pic să găsesc. Asta le pun așa să nu blocheze vreun ventilator. Ia să vedem de ce se vede aici. Deci am niște cabluri aici care le țin degeaba. Am o placă de captură. A, nu, asta e placă video. Un ATI. PCI. Asta e de rezervă. Am aici o placă de captură. Tot la rezervă. Prostii cablu. Asta e un cablu audio, cred. Nu știu. Așa, și asta e mufa mea care vine din placa de bază. Din sursa. Asta e cablul de date. E scos și asta. Procesorul e aici. Nu uitam să nu aibă fire. Astea sunt mufe de alimentare. Care venea pe la CD-ROME pe aici. Deci pur și simplu, o mufă de alimentare STAS vine de la hard. Așa. Intră în hardulețul meu, care pur și simplu am scos-o afară. Am încercat să fac un scurt pe cablu care vine în placa de bază. Cablu de alimentare. Și n-am reușit, nu pornea sursa. Deci am văzut pe internet cu roșu și verde, cu verde și negru. Deci cum era acolo, firul verde și cel mai apropiat negru. N-a mers. Și până la urmă am făcut așa. Asta vine invers. Calculatorul a fost unul performant la vremea lui. Nu știu, cred că avea procesor de 800 de megahertz. Deci era sărit. Deja jucam jocuri, vedeam filme. Vedeam DVX-uri. Cablul meu cu crocodil, mai puțin important dacă are crocodil, dacă are cuie, dacă are, zic eu, 1, deci are în jur de 2 metri. Am legat roșu și negru. Exact ca aici. Să-mi vină la negru și la roșu. La roșu am 5 volți, negru e masa. Și când bag ăsta... Hai mă. Am o mufă așa, cu 2 crocodili. Cablul are aproape 2 metri. Pun aici pe lateral să nu mă încurce. Căutăm alimentarea. Băgăm în priză. Separăm crocodile. Dacă ating crocodile, placa de bază intră în scurt. Asta, sursa intră în scurt și se oprește. Vă arăt după ce lipesc un fagul. Așa. Și pur și simplu îi dăm drumul.
Așa. Luăm rama, întindem sârma. Mai dă și rateuri. Trebuie să strângi mai tare de asta. Întinzătorul ăsta nu știu cât am dat pe el, 12 lei, cel mai ieftin care l-am putut găsi. Rolele astea sunt de aluminiu, cred. În sfârșit. Și a făcut treaba. Luăm un făguraș. Îl lipim de lațul de jos. Punem un fir. Și al doilea. Și acum așteptăm. Probabil că Florin a legat la ieșirea de 12V și de-aia îi topește facurile, îl taie imediat. Deci la mine e roșu și negru, 5V. Și durează destul de mult. Adică ai timp de manevră. Mai o gură de cafea, mai... Probabil că mai contează și sârma. A mea e de inox, de 0.4. Mie mi se pare totuși cam subțire. Când am luat măsurul, așa l-am nimerit. Nici nu știam atunci că sunt mai multe grosimi și tot mă chinui să-l termin. Acum dacă e să mai iau, mai iau de 0.5. Când se încălzește afară, o să meargă un pic mai repede lipitul. Dar mie îmi convine așa. Nu mi s-a întâmplat să tai niciun fagure. Cam așa arată. Ia să vedem noi aici. Deci sârma a intrat. Perfect. Aici la capăt, unde e dublată, ea a rămas un pic afară. Restul a intrat perfect peste tot. Aici la capăt, iar unde e dublată, e un pic afară, dar după aia se intră în faguri. Cam așa lipesc eu faguri. Am luat și lăzile astea de la târg. Sunt de 3 sferturi, 8 rame. Au locașuri, deci pentru fiecare ramă.
dacă erau pentru rame întregi, erau mai bune, dar bune și așa. O să car ramele mai repede. Am niște făguraș de însărmat, de bătut, de lipit. Și cam așa e. Deci am păstrat roșu cu negru. Astea le-am tăiat. Era un cablu de prelungire, nu știu la ce, în sfârșit. Mulțumesc, puștiu. Roșu și negru aici, roșu și negru aici. 5 volți, merge de minuni. Ah, și vă mai spuneam că dacă le ating, se oprește sursa. Sper să se audă. Ia să vedem. Merge, perfect. Nu s-a mai oprit, nu știu din ce cauză. Știu că l-am atins odată și mi s-a oprit. Acum văd că crește viteza la ventilator. Că virgulă crește viteza la ventilator. În sfârșit. Vă salut și numai bine.